În cele 4 zile în total au fost organizate peste 400 de patrule, obiectivul forțelor de ordine fiind de a asigura o intervenție rapidă și eficientă ori de câte ori a fost sesizat un incident sau atunci când situația a impus-o. Astfel, polițiștii au fost solicitați să intervină la 134 de evenimente, 61 dintre acestea fiind sesizate prin 112. De asemenea, au fost semnalate 62 de infracțiuni contra persoanei și 31 de infracțiuni contra patrimoniului, iar pentru neregulile descoperite în această perioadă, polițiștii au aplicat 712 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. Pe lângă activitățile organizate pentru asigurarea ordinii și liniște publice, polițiștii au acționat și pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, în acest sens fiind organizate acțiuni punctuale pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză, conduc autoturisme fără a deține permis de conducere sau sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțe interzise. Pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice, polițiștii au retras 12 certificate de matriculare și au reținut 40 de permise de conducere, dintre care 21 de permise au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 5 pentru consumul de băuturi alcoolice.